acum, dar era o fată sub mașină. Ceilalți erau aruncați în mașină. Câți erau în mașină? Cât era nașul? 4, 4. 5. 5. O manevră efectuată greșit, mai exact o depășire neregulamentară, a dus la producerea unui accident grav de circulație soldat cu 5 victime. Șoferul unui autoturism s-a angajat într-o depășire, însă acesta nu a observat faptul că din față venea un alt autoturism care circula regulamentar. Șoferul, în disperare de cauză, a tras brusc în partea dreaptă de volan, a intrat în șanțul de pe marginea drumului și a reușit performanța să rostogolească mașina de 4 ori. Autoturismul s-a oprit într-un final pe marginea drumului, însă persoanele din mașină au fost aruncate prin geamurile mașinii, singurul care a scăpat fiind șoferul care purta centura de siguranță. La data de 3 mai 2015, pe drumul European 70, conducătorul unui autoturism Dacia Solența, în timp ce se deplasa către municipiul Alexandria, a efectuat o manevră de depășire și, la revenirea pe banda inițială, a pierdut controlul volanului, răsturnându-se în afara părții carosabile. În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a unei persoane și rănirea ușoară altor două, toți ocupanți ai autoturismului. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Potrivit martorilor, una dintre victime a fost găsită sub autoturism, iar un copil aflat în mașină a fost transportat ulterior la București datorită rănilor grave pe care acesta le-a suferit. Un lucru este cert, șoferul va rămâne mult timp pe conștiință cu aceste imagini de coșmar, iar acum s-a ales și un dosar penal pentru vătămare din culpă.